ei sunt foarte revoltați. Foarte revoltați. Nu odată deja au cerut de la guvernarea același lucru ca și transportatori, restituirea accizului. În orice țară europeană, agricultorii nu achită accizul. Iată, toate aceste probleme cu creșterea prețurilor la motorină, fermierii au pozițiile privilegiate. Accizul la combustibil se consideră ca impozit de lux. Motorina pentru fermieri nu este un lux. Este o resursă necesară producerii agricole. Fără motorină, fermierii nu pot. Fermierii nu doar pe acest subiect. Este și problema fertilizanților și pesticidelor. Prețurile au crescut de 3-4 ori. Este problema cu piesele de schimb. Resursele sunt foarte, foarte scumpe. Tot s-a scumpit. Agricultorii mai au un pic de răbdare, dar vă spun sincer, vorbesc cu mai mulți agricultori, diferite viziuni politice. Nemulțumirea este la toți. Probleme s-au acumulat multe la fermieri și, repet încă o dată, eu simt că revolta se ridică la cote maximale. Și dacă în continuare nu va fi un dialog punctual, eficient, cu soluții reale, dacă fermierii n-ați să fie auziți, eu cred că această revoltă nu se oprește. Dispoziția generală este una alarmantă și fermierii sunt revoltați. Cam merge spre acțiuni mai radicale.